Fetele braziliene ți induc o stare ca de hipnoză, parcă te înfășoară timpul cu giulgiul său într-o epocă dispărută din calendar și totuși te afli în prezent. Vestimentația lor și sala în care se află îți aduc aminte că ești spectatorul unui antrenament. Privindu-i, le simți transpirația pe propriile tâmple și tresari încordat când li se apropie trupurile parcă gata-gata de un impact. Dacă numai gravitația îi întoarce cu picioarele pe pământ, energia lor străbate toate cotloanele din jur. O reală dificultate în a explica în câteva cuvinte ce reprezintă capoeira. Cu siguranță capoeira cred că este un fenomen extrem de complex care sub umbrela sa ascunde activități din zona dansului spre origine africană, elemente în arte marțiale, elemente acrobatice și toate acestea îmbrăcate într-o formă de expresie culturală, acoperite, să spunem, de o tradiție de câteva secole legată de muzică, de cultură, care provine din spațiul brazilian. Provine din spațiul brazilian. Mai exact, cum a luat ființa această formă de artă? De fapt, știu, în apariția ei inițială, embrionară, putem să o atribuim spațiului african, mai mult a coastei de vest a continentului african, în zona Angola, în special Angola, Mozambic, din au fost aduși undeva în preajma anului 1500 foarte mulți sclavi pentru a munci pe plantațiile din spațiul brazilian. Aceștia au venit cu cultura lor, cu toate obișnuințele lor, cu cutumele lor și s-au împletit cu tradițiile și culturile aborigenilor din America de Sud, ceea ce a condus la formarea acestei forme de artă de expresie culturală unică de-a lungul secolelor. Inițial a pornit ca un cerc studențesc al facultății. Ne-a reprezentat la multe activități, atât în țară cât și în străinătate. A fost invitat la fel de emisiuni de televiziune, în deschiderea unor spectacole. Ei sunt prezenți întotdeauna la toate manifestările facultății noastre, manifestările studențești. Mai târziu și-au format un club și funcționează independent. Ca urmare a succesului pe care l-au avut, am introdus noi în programa de învățământ, la sugestia colegului nostru, am introdus o disciplină facultativă, unde studenții opțional se pot iniția sau pot acumula câteva elemente de bază a acestui sport. Capoeira este puțin cunoscut în țară și cred că suntem singura facultate unde se poate parcurge ca și disciplină facultativă. Da? Ce este capoeira astăzi? Capoeira astăzi cred că este un fenomen cultural și social mai înainte de toate. Putem spune că este și o activitate sportivă, este și o formă de educare a tuturor categoriilor de vârstă, este și o activitate din zona timpului liber, deci de a petrece timpul liber într-un mod plăcut, este și o activitate, se spune, din zona fitness-ului, pentru cei care văd în capoeira o activitate prin care își mențin sau își îmbunătățesc condiția fizică, cred că este un pic din fiecare. Cursul facultativ de capoeira tehnici de luptă afro-braziliene a fost introdus în 2007 la Facultatea de Educație Fizică și Sport de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Este singurul curs de acest fel dintr-o universitate românească, așa cum susțin coordonatorii. Grupul Capoeira Brazil România de la Iași este primul înființat și cel mai numeros din țară. Retragere.
că de la un cerc studențesc a depășit granițele facultății și cred că este un lucru foarte bun, nu cred că este un lucru negativ. Am dorit să facem mai mult decât o simplă activitate studențească care se termină odată cu finalizarea studiilor pentru studenții implicați în această activitate. Ea în continuare activează într-o strânsă colaborare cu mediul academic, cu activitatea Facultății de Educație Fizică și nu numai, în general cu tot ceea ce se întâmplă în această zonă a activităților culturale sportive în cadrul Universității Cuza, însă de circa 5-6 ani de zile s-a transformat într-o asociație sportivă. Hai să vă arăt, da? Intrare directă pentru bază. Da? La nivel național am colaborat cu artiști, zicem noi, de top de-a lungul anilor. Am participat la emisiuni de top pe diverse posturi locale sau naționale, la foarte multe spectacole sportive, artistice, culturale, la fel la nivel național sau local. Pe plan internațional ne mândrim cu faptul că am fost invitați să susținem o serie de spectacole în Freiburg, Germania, cu ocazia celebrării a 550 de ani la înființarea Universității din Freiburg. Am participat la numeroase festivaluri internaționale de capoeira în calitate de invitați în Franța, ceea ce cred că nu este un lucru puțin pentru o echipă relativ tânără ca a noastră. Am reușit ca de fiecare dată când ne prezentăm în fața publicului să le cucerim, știu, admirația, sufletul, inimile prin energia și în pasiunea noastră. Credem că suntem bine primiți de fiecare dată când apărăm în fața publicului, fie într-o emisiune live sau într-o emisiune înregistrată. Capoeiriștii ieșeni, numiți și brazilienii Europei, își demonstrează abilitățile de mișcare în jocul numit Roda. Într-o asemenea demonstrație, toate subtilitățile capoeirei îți pătrund până în măduva oaselor. Sunetele de atabac și berimbau te trimit în noi orizonturi de sunet, acolo unde vocile parcă stimulează mișcări tribale. Însă, acrobațiile dificile sunt cele care îți opresc respirația. Acesta este momentul în care nu mai știi ce e capoeira. Sport, dans, ori o etalare de tehnici de luptă. Aici înțelegi de ce e numită artă. Roda înseamnă o energie pozitivă, care acea energie o simțim toți participanții la acel cerc, acea roda. Ce pot să spun? Este o senzație de bună dispoziție, uiți de toate grijile. Acest dans reprezintă fie o formă de luptă, fie o relație între acei jucători. Jocul trebuie dezvoltat și nu contează cine e mai bun sau cine e mai slab. Pur și simplu, toată această energie pe care o simțim, o transmitem mai departe și asta ne dă un impuls în viața de zi cu zi. Recunosc că am stat cam încordat atunci la finalul reprezentației voastre. Acel dans practic e o luptă, da? Capoeira este o luptă, e o tehnică de luptă, avem exemplu boxul, karateul, care e o tehnică de luptă, e un stil de luptă, la fel și capoeira face parte din categoria artelor marțiale și atunci este o luptă. Depinde cum poate fi privită aceasta, pentru că mulți spun că e un dans, mulți spun că e o luptă, mulți spun că e acrobație și așa mai departe. Din punctul tău de vedere, ce este? Capoeira este o luptă. O luptă, din punctul meu de vedere. O luptă simbolică? Nu, ea poate avea și contact. Noi ce am prezentat mai devreme a fost demonstrativ. Ce s-ar fi întâmplat dacă v-ați fi atins în timpul dansului? Acolo e doar și doar experiența noastră. Construită în ani, antrenamente. Era o distanță milimetrică între voi. Sigur că da, capoeira e atac și apărare. Partenerul întreabă, eu răspund. Cum era în studenție când veneai la antrenamente? Capoeira era o plăcere. După ce terminam cursurile, eu lucrez ca și instructor sportiv și terminam și jobul,
part-time lucram, iar apoi seara veneam la relaxare, făceam un antrenament cu echipa și apoi plecam liniștit acasă. Ne întâlnim, socializăm, suntem prieteni, vorbim, ne ajutăm, trecem peste momente poate neplăcute din viață împreună. Capoeiriștii avansați, foști studenți ai Facultății de Sport Cuziste, îi familiarizează pe actualii studenți ieșeni cu această formă de artă braziliană. Printre avansați se găsesc și talente cu vârste mai mici. E frumos, adică capoeira nu e neapărat artă marțială. Este un sport, este un dans într-un fel. Este combinat cu karatele. Este ceva la care să te baci, la care să te lupți. Adică am mai făcut karate și nu mi-au plăcut. De obicei, fetele, din câte știu eu, aleg baletul, aleg gimnastica. De ce ai ales capoeira? Pentru că eu nu prea îmi plac chestiile astea cu baletul. Eu sunt mai... îmi plac mai mult atacurile, artele marțiale. Fiecare mișcare este calculată milimetric. Din această confruntare aparte, nimeni nu capătă vânătăi și umflături. Acum puteți să vă relaxați. Antrenamentul s-a terminat. Reportajul următor vă pregătește o întrecere muzicală cum nu v-au mai auzit urechile. Corina Gologoț a fost la